Este o dimineață a bucuriei. Lăudăm pe Domnul că este prezent aici. Este o zi de sărbătoare, o zi frumoasă. Cu toții vedem, există doi candidați îmbrăcați în haine albe. De fapt, numele candidat vine din latinescul candidus, care înseamnă pur, curat. Și ne rugăm ca Dumnezeu să le facă sufletul curat. Amin. Pentru că doar Dumnezeu poate lucrul acesta să-l facă. Vă salutăm cu respect pe toți cei care sunteți aici, pe frații noștri ortodoxi, catolici sau de orice altă confesiune, și am vrea să rămânem în cuvântul pe care l-am citit. L-am citit dintr-o scriptură pe care noi o iubim. Este o traducere puțin diferită de cea pe care dumneavoastră o cunoașteți din Sfânta Biserică, dar n-ar fi exclus să putem predica și din Biblia pe care dumneavoastră o aveți sau o auziți. Este aceeași scriptură, n-am scos nimic din ea, n-am adăugat nimic la ea. Și astăzi, în Coloseni, în capitolul 2, găsim învățătura cu cele patru uși spirituale. Cele patru uși spirituale. Hristos Domnul a spus, eu sunt ușa, așa a afirmat în Ioan în capitolul 10, credem că Domnul Iisus este ușă spre mântuire, dar ca să ajungem să intrăm prin ușa mântuirii, prin Iisus Hristos, noi trebuie să facem acești patru pași, să parcurgem aceste patru uși spirituale și dacă le vom parcurge, atunci vom fi 100% mântuiți. Uitați-vă ce spune cuvântul aici. Apostolul Pavel scrie Filipenilor, după ce îl prezintă în capitolul 1 pe Domnul Iisus Hristos în gloriile Lui. Domnul Iisus are glorii nepătrunse, nemărginite. Îl prezintă pe Domnul ca persoană a Trinității. Îl prezintă cu o glorie în biserică, fiind capul trupului. Îl prezintă ca cel întâi născut între cei morți în noua creație. Îl prezintă glorios în răscumpărare și îl prezintă în gloriile Lui. Nu în toate, pentru că niciodată nu o să ajungem la capătul a ceea ce înseamnă gloriile Lui Hristos. După ce îl prezintă aici, uitați-vă în capitolul 2. Le scrie Apostolul Pavel Colosenilor niște chestiuni foarte practice și pomenește și scrie el aici patru de nimeni. Odată, versetul 4, nimeni să nu vă înșele prin vorbire amăgitoare, da, așa cum a mers șarpele și a păcălit-o pe Eva, și sunt și în vremea noastră oameni care încearcă să ne înșele prin vorbirea măgitoare, prin scripturea măgitoare și nu trebuie să mergem după ei. Apoi este în versetul 8 un al doilea de nimeni, da? Este acel nimeni a filozofilor, a celor care încearcă să fure pe om cu tot felul de filozofii și de explicații care n-au fundament biblic. Apoi este al treilea, în problema formalismului, uitați-vă versetul 16, oameni care vin și spun, Domnule, Tu trebuie să fii pocăit de sâmbătă, sau sunt alții care spun, nu, Tu trebuie să fii pocăit de duminica. Și mi-amintesc că îmi povestea un frate din Arad că de mult, era în timpul comuniștilor, s-a dat jos din tren în Cluj și a zis către cineva, zice, Domnule, caut pocăiți. Și l-a întrebat, de care cauți? De sâmbăta sau de duminica? Și a zis, eu caut pocăiți de toate zilele. Păi ăștia iubește Dumnezeu. Că dacă eu sunt pocăit numai acum, astăzi, că e duminică și sunt pocăit aici și de mâine mă duc și fac de cap în lume, dar nu degeaba și preotul merge și cântă în altar și spune pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape. Asta e luată din Biblie, oameni buni, e luată din Biblie. Și pocăința n-au inventat-o pocăiții, că a pus-o Dumnezeu. Uitați-vă imediat că acolo ajungem, da? Și apoi, uitați-vă, înșelătorii
Din categoria a patra, înșelătorii la nivelul închinării, versetul 18, nimeni să nu vă răpească premiul alergării. Și toate astea, Pavel le aduce și spune, fiți foarte atenți că sunt oameni care vor să vă ia și să vă ducă pe altă cale. Dar Pavel, care e calea? Hristos e calea. Eu sunt calea, adevărul și viața, a zis Hristos. Pavele, dar cum să ajungem noi la cale? Cum să ajungem noi la ușa aceea despre care ne-a zis Hristos? Că vom intra pe ea, vom ieși pe ea, dincolo de ea vom găsi pășune, adică vom găsi ceva bun pentru sufletele noastre. Spune-ne, Pavele, cum? Și uitați-vă ce frumos explică el aici în textul nostru. Odată fiți atenți, versetul 9, în el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Ai nevoie de iubire? Hristos este iubirea lui Dumnezeu. Ai nevoie de pace, că nu poți să dormi noaptea? El este Domnul păcii. Nu poți să ierți? El este puterea de iertare în viața ta. Vrei să renunți la păcatul tău și să fii spălat? Hristos este spălarea ta. Sângele lui are putere și astăzi. În el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. A demonstrat-o Dumnezeu atunci când l-a trimis pe pământ pe Fiul Său. Și apoi uitați-vă ce spune versetul 10. Nu doar Hristosul istoric ne mântuiește pe noi. Există Hristosul care stă la dreapta Tatălui. Și acela istoric, dacă vreți, că El precede istoria și El cuprinde toată istoria pământului în ființa Lui minunată. Și versetul 10 vine și spune, voi, care voi, cei care vreți să fiți mântuiți, care vreți să fiți salvați, voi aveți totul de plin în El, că El este capul oricărei domnii și stăpâniri. Și apoi, deja de la versetul 11, ne aduce Pavel în fața noastră cele patru uși spirituale. Prima, și le enumăr, și apoi după aceea vreau să le parcurgem. Pocăința, prima e pocăința, da? Neapărat, fără pocăință nu te poți întoarce la Dumnezeu și nu poți fi mântuit. A doua este credința. Sunt oameni care discută care este prima, credința sau pocăința. Și înclin să cred că înainte să te pocăiești, Dumnezeu îți dă credință, dar sunt oameni care i-am întâlnit, s-au pocăit teoretic și apoi a venit Duhul Sfânt și le-a adus credință. Deci, vedeți, sunt cazuri și cazuri, dar eu le enumăr și apoi le explicăm pentru că ei se botează și ne bucurăm de lucrul acesta, dar ei vor trebui, ca și fiecare dintre noi, să intre prin cele patru uși spirituale ca să ajungă la Hristos și să fie mântuiți. Deci, pocăință, da? Versetul 11 spune, în el ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu el, da? Asta e pocăința, e pocăința. Da? Apoi urmează credința, uitați-vă, înviați, versetul 12, în el și împreună cu el, prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Apoi ușa numărul 3 este botezul, da? Versetul 12, prima parte, fiind îngropați împreună cu el prin botez. Și o să explicăm imediat ce înseamnă botezul. Și apoi este ușa numărul 4, nașterea din nou. Și asta e foarte importantă. Asta e un fel de încununare a celorlalte trei. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. Dar cum a făcut lucrul acesta? A șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, l-a nimicit pironindu-L pe cruce, a dezbrăcat domniile și stăpânirile, le-a făcut de ocar înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Deci, vedeți, sunt patru uși spirituale. Sau, dacă vreți,
una singură, Iisus e ușa, și putem să ne gândim, da? Să inventăm. Dar n-aș vrea să inventez, să spun credința este cheia, botezul este înscrisul de pe ușă și așa mai departe. Vreau să rămân la gândul ăsta ca să avem ceva și să rămânem cu ceva, patru uși spirituale pentru mântuire. Și atunci, haideți să vedem prima ușă spirituală, ce vorbește Biblia despre pocăință. Ce vorbește Biblia despre pocăință? Fraților și surori și iubiți ascultători, există aici o imagine atât de frumoasă, atât de frumoasă, că te frapează, te mișcă. În el, spune versetul 11, ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor. La ce se referă Pavel aici? Cu această expresie, tăiere împrejur. La ce se referă? Ei, fraților și surori, mergem în Geneza să observăm un lucru. În Geneza, în capitolul 15, este aici un text extraordinar de frumos în care Dumnezeu se întâlnește cu Avram. De ce aduc în discuție textul acesta? Pentru că o să vedem care o frumusețe aparte. Și aici, în cadrul acestui context, da, a fost instituită acea tăiere împrejur. Acea tăiere împrejur care se realiza la vârsta de 8 zile la fiecare copil născut între evrei și era un semn între om și Dumnezeu, între evrei și Dumnezeu, că Dumnezeu a făcut legământ cu Avram. Uitați-vă ce se întâmplă. În Geneza, în capitolul 15, versetul 1, Domnul se apropie de Avram și spune ceva. Avrame, da, Doamne, nu te teme. De ce, Doamne? Eu sunt scutul tău, eu sunt răsplata ta foarte mare. Și Avram îi pune două probleme lui Dumnezeu. Doamne, știi ceva? Tu îmi zici că ești scutul meu, tu îmi zici că ești protectorul meu, tu îmi spui să nu mă tem, dar eu am o teamă în viața mea. Teama vieții mele este că eu sunt bătrân, nu am copil și Eliezer din Damasc o să mă moștenească. Doamne, poți tu să-mi rezolvi problema mea? Nu am copil. Sara este bătrână. Ce se întâmplă aici? Și Dumnezeu îi spune în felul următor. Versetul 4. Nu Eliezer va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine. Acela va fi moștenitorul tău. Și știi ceva? Vin, o să te duci. Și îl duce afară. Și arată cerul și spune, numără stelele, poți să le numeri? Nu, Doamne, nu pot să le număr. Ei, Avrame, așa va fi sămânța ta, pentru că nu va putea să o numere nimeni. Și oameni buni, citim acum să vedeți că vine Noul Testament și explică sămânța lui Avram, spune Pavel în Romani, sunt cei care împlinesc făgăduințele lui Dumnezeu și intră în ele prin credință. Și apoi uitați-vă în cartea Apocalipsa, capitolul 7 cu versetul 9, că vă întreb eu, s-a împlinit ce i-a zis Dumnezeu lui Avram? Slăvit să fie Domnul! Numără stelele, Avrame! Nu le pot număra, Doamne! Astăzi, un om cu un telescop obișnuit poate număra un milion de stele, dar stelele nu sunt milion, sunt miliarde. Și vedeți, în vocabularul unei limbi sunt câteva zeci de mii de cuvinte. Și atunci oamenii, ca să dea nume la stele, cum spune Isaia 40, nu sunt stare oameni buni. Dumnezeu are atâtea cuvinte. Și nu se încurcă în cuvinte. Noi ne încurcăm, că mai uităm un cuvânt și pocim și iese altul și mai râdem, că apar tot felul de comicării de genul ăsta. Dumnezeu nu se încurcă. Dumnezeu miliardelor de stele, spune cartea Isaia 40, le spune pe nume, pe nume și le cheamă așa cum își cheamă ciobanul oile. Așa e de mare puterea lui, că una nu lipsește, nu se rătăcește una. Și uitați-vă, Avram nu poate să le numere stelele, zice, Doamne, mă dau bături, nu pot. Ei, așa va fi sămânța ta. Și uitați-vă aici, că deja e afișat textul, da? Era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Vedeți că s-a împlinit ce a zis Dumnezeu lui Avram. Dar ne întoarcem la Avram, să vedem ce s-a întâmplat. Avrame, da, Doamne, știi care-i problema? Eu îți voi da un urmaș. Și din urmașul acesta
se vor naște mulți copii, sunt evrei din ziua de astăzi, dar tu vei avea și copii ai credinței, care vor fi prin România, vor fi prin multe țări și nimeni nu-i va putea număra. Că uite ce spune și cartea Apocalipsa. Avrame, cred, Doamne, îți socotez lucrul acesta ca neprihănire, spune 15:6. Dar ne întoarcem aici, că abia acum începe frumusețea textului nostru și are legătură, oameni buni, cu acea tăiere împrejur și cu pocăința. Haideți să vedem despre ce este vorba. Imediat, versetul 7, Dumnezeu vine și face a doua mare promisiune lui Avram. Avram îi spune: Doamne, Tu m-ai scos din țara, din Ur, din țara haldeilor. Și de ce m-ai scos? Păi te vreau, pentru că îți dau copil, să-ți dau în stăpânire țara asta. Tu umbli cu cortul, măi, tu n-ai un teren al tău pe care să-ți faci casă. Dar știi care e problema? Țara asta ți-o dau ție, Avrame. Doamne, dar ce promisiuni mari! Eu sunt om bătrân și Tu vrei să-mi dai copil și din el să se nască o mulțime și e națiunea evreiască. Uitați-vă cât sunt mulți. Și s-au născut dintr-un singur om și aproape mort era omul acela, spune Biblia. Da? Și așa a făcut Dumnezeu minunea. A doua minune: Avrame, țara aceasta ți-o voi da ție. Și el se uită și spune: prin ce voi cunoaște, Doamne, că o voi stăpâni? Și acum începe frumusețea. Uitați-vă ce spune. Domnul i-a zis, versetul 9, ia o juncană de 3 ani, adică o viția. Ia o capră de 3 ani, ia un berbec de 3 ani, ia o turturia, ia un pui de porumbel. Și toate astea le ia Avram. Și uitați-vă în versetul 10, le ia pe toate, le despică în două și fiecare bucată o pune una în fața alteia. De ce? Printre ele s-a făcut ca un drum. Era drumul promisiunii, drumul făgăduinței. Jumate de o parte, jumate de altă parte, jumate de o parte, jumate de altă parte. Și vine Dumnezeu și începe să vorbească cu Avram. Și versetul 17, în timp ce Avram discuta cu Dumnezeu, de la Dumnezeu din cer iese o flacără de foc, a ieșit un fum, spune aici, ca dintr-un cuptor, și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. Și în ziua aceea Domnul a făcut un legământ cu Avram. Știți ce semnifica lucrul acesta? Fără să pună el foc acolo, Dumnezeu a venit însuși el în prezența lui și a trecut printre jumătăți și a făcut un legământ cu Avram și a zis: ție îți dau toată țara asta. Și știi care e problema, Avrame? Așa cum sunt tăiate în două aceste animale, jumătăți, jumătăți, și eu am trecut printre ele, cine-și calcă legământul acela va fi tăiat în două. Dar eu, Dumnezeu, eu n-o să mi-l calc niciodată. Tu, Avrame, ți-l calci sau nu? Și face Dumnezeu legământ cu Avram. În legământ îi promite că îi dă țara, că îi dă un copil și dă urmași. Și semnul acestui legământ îl instituie Dumnezeu și spune: este tăierea împrejur. Deci vedeți, oameni buni, este o făgăduință rostită de Dumnezeu care ține o veșnicie. Făgăduințele lui sunt mari, nespus de mari și scumpe. Astea nu se pot tăgădui, astea nu se pot demola. Astea, oricât să se clatine munții în inima mărilor, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne. O singură iotă din cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Slăvit să fie Domnul! Ce împlinește Dumnezeu, El și duce la bun sfârșit, la capăt. Ce-L promite Dumnezeu, El și duce la bun sfârșit. Și aici îi face făgăduințe lui Avram și spune: Avrame, da, Doamne, Avrame, vezi animalele astea. Fiecare dintre noi va trebui să rămână credincios. Tu îmi rămâi credincios și mă crezi. Tu trebuie să mă crezi. Eu rămân credincios și împlinesc. Ei, dacă facem lucrul acesta, va trebui între noi să existe un semn. Care este semnul acela, Doamne? Tăierea împrejur. Știi ce înseamnă asta, Avrame? Ce, Doamne? Înseamnă că voi vă despărțiți de lumea asta, înseamnă până la urmă sfânt, tăiat.
Voi trebuie să vă tăieți de lumea aceasta, de amoriții care locuiesc în țară și care își ard copiii în foc, în cinstea idolilor străini. Voi nu trebuie să vă ocupați cu vrăjitoria, cu ghicitoria. Voi nu trebuie să vorbiți urât, să înjurați, să blestemați, că voi sunteți tăiați de lumea aceasta, voi sunteți sfinți, voi sunteți puși deoparte, Avraame. Dar știi ce mai semnifică circumcizia, tăierea împrejur? Ce, Doamne? Mai semnifică un lucru, că dacă voi nu sunteți credincioși, eu vă voi tăia și vă voi arunca deoparte. Să știe Avraame lucrul acesta. Și vedeți? E promisiunea divină și lângă ea e un semn exterior. Imediat, uitați-vă, Avraam îl crede pe Dumnezeu, își taie împrejur toată familia, îl taie împrejur și pe Isaac și evrei în timp își taie împrejur copiii. Ce s-a întâmplat, oameni buni? Biblia vorbește foarte mult de promisiuni și făgăduințe ale lui Dumnezeu însoțite de un semn exterior. Amintiți-vă de Noe, după ce se termină potopul, Dumnezeu dă un semn exterior. Este curcubeul pe care oamenii din vremea de astăzi l-au luat și l-au profanat, da? Și acum au curcubeul lor cu 6 culori și își bat joc de cuvântul lui Dumnezeu. Și alții au luat crucea și au întors-o cu capul în jos și au crucea lor, dar nu e a lui Hristos și nu e a creștinismului și așa mai departe. Oamenii iau semnele astea exterioare și le profanează, dar făgăduințele lui Dumnezeu nu le pot schimba, oamenii. Alea rămân, fraților, rămân. Și uitați-vă ce se întâmplă. Imediat mergem în Noul Testament și găsim pe ultimul proroc din Vechiul Testament. Știți care e ultimul proroc din Vechiul Testament? Împărăția lui Hristos s-a instituit în camera de sus. Omul acesta a murit înainte să fie instituită împărăția lui Dumnezeu și se numea Ioan Botezătorul. Mergem în Matei în capitolul 4. Ei, ce s-a întâmplat în Matei în capitolul 4? Existau în vremea aceea, deci vorbim acum de promisiune sau făgăduință însoțită de un semn exterior. Erau așa numiții prozeliți care veneau atunci și acceptau ritualul circumciziei, acea tăiere în trup, și apoi pe lângă ea un botez al circumciziei, adică o scufundare în apă prin care mărturiseau că se despart de lume și de rău și de păcatul care era în viața lor. Acesta era ritualul în dreptul prozeliților. Vă dați seama cât de tare s-au ispitit și s-au enervat și s-au supărat evreii din vremea aceea, când Ioan vestește, uitați-vă, propovăduia în pustie iudeii, Matei capitolul 3, versetul 2, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Păi care-i treaba? Noi suntem evrei, noi avem tăierea împrejur, noi avem făgăduințele lui Avraam, de ce ne spui tu să ne pocăim? Noi suntem tăiați împrejur. Tu pe prozeliți îi tai împrejur, îi botezi dacă e cazul, dar nu pe noi, că noi suntem sămânța lui Avraam. Ori oameni buni, și ăștia aveau nevoie de pocăință, pentru că tăierea împrejur era numai în trup, făgăduințele lui Dumnezeu au rămas, dar oamenii nu mai credeau, nu mai aveau credința lui Avraam, nu mai aveau credința lui Noe, care l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, și atunci trebuiau întorși la Dumnezeu, să-i tragă cineva spre Dumnezeu. Și mai gândiți-vă încă la un lucru. Ne aflăm aici în Matei, în capitolul 3, după 400 de ani de tăcere între cele două testamente, după 400 de ani în care nimeni n-a mai prorocit nimic, înainte de cei 400 de ani din întuneric, Dumnezeu a rostit în Maleahi 4:5 că se va întoarce Ilie. Și timp de 400 de ani, evreii care mergeau și se închinau înaintea lui Dumnezeu în ziua de Paște, fie că erau printre străini, fie că au venit mai târziu și au rezidit templul, puneau un scaun, în noaptea de Paște, un scaun gol era acolo pus înaintea lui Dumnezeu, să vină Ilie de la Dumnezeu și să-l ocupe. Și acum merg oamenii ăștia, farisei, cărturari, în pustia iudei și încep să-l întrebe, tu ești Ilie care trebuia să vină? Și el zice, nu.
Dar a fost omul ăsta atât de modest, el nu era Ilie, el era unul care a venit în puterea lui Ilie, oameni buni. Pentru că dacă el ar fi zis, da, eu sunt Ilie, am fi putut crede în reîncarnare. O altă idee nebunească a societății de astăzi, că dacă nu ți-o reușit în viața asta, îi fi tu șoricel și reuși într-altă viață. Fals, oameni buni! Scrie aici în Biblie că la oameni le este rânduit să moară o singură dată și apoi urmează judecata lui Dumnezeu. O să vorbim imediat și despre judecată. Dar uitați-vă ce se întâmplă. Omul acesta, Ioan, stă în pustia Iudeii, e botezat cu foc pe din afară și pe dinăuntru, are un efect, are o putere de vorbire extraordinară și cheamă pe oameni la pocăință. Oamenii încep să se ducă la el, ies din casele lor și se duc să fie botezați. Se face o trezire spirituală. Și printre oamenii care merg la el să fie botezați, se duce și Iisus. De ce s-a dus Iisus? El n-avea păcat. El nu trebuia să primească botezul acesta ca un semn exterior al unei curățiri care urma în viața lui. De ce s-a dus? Aici spune foarte clar, lasă-mă să fiu botezat acum, versetul 15, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Așa era scris, Hristos a împlinit ceea ce Dumnezeu a spus și în momentul în care Ioan îl scufundă în apă, în momentul când îl ridică din apă, cerurile se deschid și aici iarăși este o problemă. Gândiți-vă la evrei ăștia care stăteau toți ochi și urechi. Măi, ăsta Ilie, o zis că nu. Nu știm cine e, un proroc, e un proroc al lui Dumnezeu. Dar celălalt, care acum este botezat, noi l-am auzit pe prorocul acesta, pe Ioan Botezătorul, că spune că el este Fiul lui Dumnezeu, el este cel care va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Dar noi știm altceva. Rabinii noștri ne-au zis în felul următor. Dacă Moise în Deuteronomul în capitolul 18 ne-a spus că va veni un proroc ca și Moise, omul care va veni va trebui să fie ca și Moise. În ce sens? Trebuie să despartă apele în două. Cea mai mare realizare a lui Moise a fost că ne-a salvat națiunea noastră, când s-a dus și a lovit cu toiagul apele Mării Roșii. Marea Roșie s-a despărțit, am trecut prin, ca pe uscat prin Marea Roșie. Ei, dacă vine acela care pretinde că e Fiul lui Dumnezeu, acela va trebui să despartă apele Mării Roșii. Și nu se întâmplă, nici măcar apele Iordanului nu se despică, deși putea Dumnezeu să facă o minune. Dar se face o minune și mai mare, oameni buni. Nu se despică apele de jos, se despică apele de sus. Se deschid cerurile, din ceruri se aude o voce care spune așa: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea, lăudat să fie Domnul. S-a întâmplat acolo, oameni buni, și la botezul lui Hristos a fost prezentă Trinitatea. A fost Tatăl care a vorbit din cerul despicat, a fost Duhul Sfânt care s-a arătat în chip de porumbel și a fost Fiul care se boteza, căci așa trebuia să se împlinească ce trebuia împlinit. Și imediat, uitați-vă, se termină toată lucrarea aceasta și Iisus este dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. De ce s-a botezat Iisus? Odată, pentru că așa era scris, dar al doilea lucru, ca să ne dea nouă un exemplu. El este căpetenia bisericii. Dacă El s-a botezat și eu și dumneata, trebuie să ne botezăm. Domnul să ne ajute la aceasta. Dar haideți să mergem înapoi în textul nostru, că l-am părăsit, Coloseni, capitolul 2, și să vedem ce se întâmplă aici, la prima ușă, la pocăință. De ce vorbește Dumnezeu de pocăință? De ce Dumnezeu ne spune că trebuie să ne pocăim? De ce? De ce? Ce înseamnă până la urmă pocăința? Și Biblia vine și ne explică lucrul acesta, oameni buni. Și uitați-vă ce spune aici, versetul 11. În El, deci fiți atenți, pocăință nu există fără Hristos, nu? În El ați fost tăiați împrejur, dar nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos. Aha!
Păi stai un pic, ce tăiere împrejur a avut Hristos? Că și El a avut un trup. Și aici zice că nu cu una făcută în trup, ci cu a lui Hristos. Care a fost tăierea împrejur a lui Hristos? Până la urmă, prin tăierea împrejur, era îndepărtat din trupul omenesc un țesut. Era ceva îndepărtat, da? O bucată de carne, era îndepărtată. Ce tăiere împrejur a avut Hristos? Uitați-vă ce spune, că deja ne explică, nu ne lasă în debusolare. În dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Uitați-vă la Ieremia 4:4, că deja din Vechiul Testament se vorbea despre o tăiere împrejur spirituală în sufletul nostru și nu în trup. Tăiați-vă împrejur inimile, zice aici, da? Uitați-vă un alt text, Romani 2:29, pentru că sunt texte importante pentru noi, care ne ajută să înțelegem pocăința. Iudeu este acela care este iudeu înăuntru, tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu scoate lauda de la Dumnezeu. Deci ce înseamnă lucrurile acestea? Dumnezeu a făcut promisiuni. Știți care este promisiunea numărul 1 a lui Dumnezeu pentru biserica Lui? Hristos în voi, nădejdea slavei. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu vrea să ne ducă în cer, în rai, în rai. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Vedeți ce făgăduință frumoasă. Pe lângă aceasta, Dumnezeu vine și face și alte făgăduințe, că îți dă roada Duhului, că îți dă să guși din puterile veacului viitor, că îți iartă tot trecutul tău. Toate acestea sunt făgăduințe. Dar făgăduințele acestea trebuie să fie bazate pe pocăință reală, pocăință adevărată. Ce înseamnă pocăința? Deci asta e o problemă pe care oamenii nu o înțeleg. Odată că verbul metanoeo înseamnă o înnoire la nivelul întregii ființe umane, o înnoire totală, totală. Pocăința are câțiva pași. Recunoaștere, ăsta e primul pas, te recunoști că ești păcătos. Vine Duhul Sfânt și spune, tu ești păcătos, măi. Tu ai făcut cu tare, cu tare, cu tare. M-am îngrozit, să știți. Mi-a povestit un frate care e misionar prin Oltenia. Mi-a povestit că odată s-a dus să vestească Evanghelia din poartă în poartă. Și a ieșit o femeie plângând și a zis, oare pe mine mă iartă Dumnezeu? Am făcut 42 de avorturi. Auziți? 42 de avorturi. Criminală de 42 de ori, oameni buni. Că moralitatea asta nouă a vremii noastre îți dă voie să ucizi. Asta e moralitatea vremii. Nu ea va fi judecată la judecata de apoi. Tu vei fi judecat. Că mentalitatea lumii și chipul veacului îți spune că poți să omori pruncul când ți-i în burtă. Asta e problema oamenilor din jur. Problema ta este că te duci la judecată. Și femeia asta plângea și spunea, 42 de avorturi, mă iartă Dumnezeu? Și-o trebuie oamenii să roage pentru ea ca să o ierte Dumnezeu. Deci vedeți, oameni buni, deja venim aici, nu? La pașii pocăinței, recunoaștere. Doamne, am făcut atâtea avorturi. Doamne, am făcut cu tare. Doamne, am blăstămat. Doamne, gura mea e așa de spurcată că nimeni nu poate, ca o travă a viperei pe limba mea. Doamne, te rog frumos să mă ierți. Asta înseamnă recunoaștere. Doamne, să știi că m-am purtat rău cu soția mea și am bătut-o, i-am tras o palmă. Poți atâtea lucruri, asta e recunoaștere. Doamne, m-am dus și am furat. Doamne, am făcut cu tare, asta e recunoaștere, oameni buni. Noi sfătuim de multe ori pe candidații de la botez sau pe tinerii care vor să pocăiască. Fă-ți, măi omule, listă, fă-ți listă cu păcatele tale. Citește-o înaintea lui Dumnezeu, asta înseamnă recunoaștere. Dar pe lângă asta trebuie să avem și regret. Și de multe ori regretul nu-l putem fabrica noi singuri. Citind Biblia, stând pe genunchi, vine Duhul Sfânt și mă cercetează și începe să-mi pară rău. A fost om care a plâns o noapte întreagă. Am înțeles că o fetiță de 4 ani, gândiți-vă cum a cercetat-o Domnul, 3 zile și 3 nopți a plâns și n-a putut nici să doarmă, că era păcătoasă. Cine a convins-o de păcat dacă nu Duhul Sfânt, oameni buni? Atunci când vine Duhul Sfânt și aprinde lumina și îți arată păcatele,
Tu ți-ai închipuit înainte că ce om moral și ce om deosebit ești, dar tu umblai în întuneric. Și eu pot să mă duc în întuneric pe aici, pe stradă, poate nu-i iluminat stradal. Trece o mașină, plouă și mă stropește tot și am haine albe. Și numai când ajung acasă, mă uit, mă, ce murdar, mă, ce ticălos, mă, ce păcătos sunt. Dar numai când se aprinde lumina, Duhul Sfânt vine și aduce pe lumina lumii care e Hristos și o aprinde în viața ta. Hristos este un model pentru noi și vine Duhul Sfânt și spune, mă, omule, și vedeți, asta e o problemă pe care de multe ori o punem la cei nemântuiți. Zice, domnule, da, eu sunt născut din nou. Zic, serios, da. Fumez? Da. Păi cum ești născut din nou dacă fumezi, mă? Păi da, zice, ce? Unde scrie în Biblie de țigară? Păi știi unde? Du-te la Sfânta Biserică și vezi sfinții de pe păreți. Au țigări în gură. Păi dacă n-au țigări, tu de ce fumezi, mă? Sfinții aia de pe păreți la care se duc oamenii și se închină, o tras la măsea cu rachiu. Tu de ce tragi la măsea, mă? Și imediat îl pui pe om în față la o luminiță mică care e un sfânt de pe un perete. Da, când vine lumina lumii, Hristos. Hristos nu s-a atins de o femeie să o poftească. Hristos n-a vorbit un cuvânt murdar către cineva sau cu două înțelesuri. Hristos nu s-a dus beat pe ulițele Ierusalimului și așa mai departe. Asta e lumina lumii, Hristos. Și vine Duhul Sfânt și mi-l arată, uite lumina. Și atunci mă uit la mine, zic, vai, murdar sunt, vai, vai ce murdar sunt. Și imediat vine Biblia și are sens în El, în Hristos. De ce? El e lumina. Voi trebuie să intrați în primul pas al pocăinței, recunoaștere. În al doilea pas, regret, vine Duhul Sfânt și îți pune pe inimă, oameni buni, eu vă spun din experiență, nu zic povești. Atât am fodie împietrit, în inima mea parcă era un bolovan. Mă supăram, mă necăjeam, mă mărturiseam, n-aveam pace, n-aveam liniște. Până într-o zi, eram la rugăciune, stăruiau tineri din Câmpia Turzii, acolo am crescut, stăruiau după Duhul Sfânt și m-am apropiat și eu să stăruiesc. Și eram cu ochii închiși și l-am văzut pe Hristos, pe o cruce, era răstignit pentru mine și suferea în arșița verii. Am văzut cum sângele curge și roaie din trupul lui și am simțit că în momentele acelea din mine, din ființa mea, a ieșit o greutate, un bolovan uriaș, o stâncă uriașă, ceva, nu era să-l vezi, să-l pipăi, să pui mâna pe el, dar a ieșit o povară grozavă de păcate și povara asta a dispărut. Unde e treaba lui Hristos? Nu mai e treaba mea. Eram odată la un botez, era la botez, în apa botezului, un bătrânel de 84 de ani. L-a întrebat păstorul, zice, auzi, da, zice, crezi că Iisus ți-a iertat păcatele din 84 de ani? Zice, da, cred. Măi, omule, dar zice, totuși, mă, păcate multe, mă, în 84 de ani, mă, ce faci tu cu păcatele tale? Dar zice, frate, nu mai e treaba mea. Asta e treaba lui Hristos. Pe mine nu mă mai interesează, eu nu mai fac nimic cu ele. Eu le-am dat lui Hristos. Asta înseamnă recunoaștere. Asta înseamnă regret. Și apoi, asta înseamnă renunțare, recunoaștere, regret, renunțare, pașii pocăinței. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Și înapoi, și înapoi eu nu voi da, lăudat să fie Domnul. Cântarea aceasta și are originea, știți unde? Undeva în India, unde erau niște triburi. Și era un om, un misionar care a mers și a vestit Evanghelia și s-a pocăit, un bărbat cu soția și cu doi copii, și l-a luat șeful tribului și a zis, te lepezi de Hristos? Nu! Și-a făcut un semn, erau niște arcași ascunși între frunze și-o tras săgeți și pac, pac, doi copii au omorât pe loc. S-a uitat iară la el și-a zis, vrei să te lepezi de Hristos? Și-a zis, nu vreau să mă leapă de Hristos. Și atunci a rostit cuvintele acestea, în urmă lumea, înainte Iisus și înapoi, și înapoi, eu nu voi da. Și atunci ori tras cu săgețile și ori străpun soția și iar l-o întreba, te lepezi de Hristos?
Și iar o rostit o strofă din cântarea aceasta pe care noi o cântăm cu atâta drag la botez. Facă Domnul să fie o realitate în viețile noastre. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Și înapoi, și înapoi eu nu voi da. Și lor străpun și pe el. Și atunci s-a pocăit șeful de trib și alții. De ce? Au văzut că omul acesta era hotărât și ancorat în stânca viacurilor numită Iisus Hristos. Lăudat să fie Domnul. Asta înseamnă pocăință, oameni buni. Și uitați-vă ce se întâmplă. Da? Tăiere împrejur a inimii. Asta e pocăință. Pocăiește-te tu acolo, omule. Pocăiește-te. Bine, Doamne, mă pocăiesc. Dar zice Domnul, uitați-vă imediat versetul 12, fiind îngropați împreună cu el prin botez și înviați în el și împreună cu el. Că vine cartea Romanilor capitolul 6 și vreau să vă citesc de aici, pentru că e foarte important textul acesta. Știți de ce? Pocăința este actul ăla interior împreună cu credința, credința lui Avram, pocăința mea și credința mea, dar există și un semn exterior și acesta se numește botezul în apă. Oameni buni, botezul nu mântuiește pe nimeni, ascultați-mă, dar fără botez nu poți fi mântuit. Înțelegeți ce zic? Botezul nu te mântuiește. Știți la ce mă gândesc? Fratele Lazar din Borhanci l-a botezat odată pe unul și Duhul Sfânt i-a descoperit despre omul ăsta că nu era pocăit. Și știți ce a zis? Așa necăjit-o fă fratele Lazar. Zice, Nicolae îl bagi în apă, Nicolae îl scoți din apă. Adică tăd el-i, mă. Și după ce l-ai scos din apă, tăd el-i, mă, Nicolae, tăd el-i. Deci sunt oameni care, bă, zice, mă duc să mă botez, dar de ce? Oi fi mântuit. Fals, oameni buni. Pocăință, credința, asta trebuie să o ai în interior și apoi semnul, botezul. Dar mai sunt alții, zice, domnule, eu am pocăință, am credință, dar de ce să mă botez? Nu mă mai botez, că eu le am înăuntru. Păi omule bun, citește ce scrie în Iacov, credința fără fapte cum îi? Moartă. Dacă Dumnezeu ți-a zis să faci o faptă, să te botezi, tu de ce nu? Înseamnă că ai credință moartă. Înseamnă că nu-i valabil ce ai tu, nu? Dar haideți să citim Romani 6:4. Noi deci, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui, vom fi una cu el și printr-o înviere asemănătoare cu a lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui. Asta e partea a doua, asta e cunoașterea din nou. Dar observați ce spune aici. Botezul este un simbol exterior. Anume, în momentul când eu mă scufund în apă, spune Apostolul Pavel aici în Romani 6, eu mărturisesc că m-am făcut una cu Hristos în moartea lui. Slujitorul nu-l poate ține pe Elisei mai mult de câteva secunde sub apă, că să neacă Elisei. Și problemă, nu? Hristos a stat 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Elisei nu poate sta sub apă 3 zile și 3 nopți, nici măcar, nu știu câte secunde. Nu poate. Dar ăsta e simbol, oameni buni. Ăsta e un simbol. Pocăința trebuie să fie în inimă, credința trebuie să fie în inimă. Și atunci ăsta vine ca un simbol exterior, cum era nașterea din, cum era tăierea împrejur, amintiți-vă, din preajma lui Avram. Era un simbol, era ceva exterior. Și atunci când îl ia slujitorul și îl întreabă, crezi în Iisus ca mântuitor? Da. Și răspunde el acolo imediat, în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, e formula pe care Domnul ne-a propus-o în Matei 28, zice, te botez și îl botează. El se identifică cu Hristos, rămâne în mormântul lui Hristos în mod simbolic, își lasă în mormântul lui Hristos în mod simbolic toată viața lui cea veche, toată firea lui pământească rămâne acolo și când îl ridică din apă, tot în chip simbolic, el mărturisește că este un om nou. Acesta este botezul, este un simbol, este un simbol. Pentru că, uitați-vă, mă întorc la Coloseni, la capitolul 2, da? Pocăință,
Apoi vine credința, credința e darul lui Dumnezeu. Domnul mă ajută să cred că Iisus mă iartă, că mă spală, că mă înnoiește, că mi-a iertat trecutul. Mă ajută, îmi dă credință, asta e credință, e darul lui Dumnezeu. Eu mă botez și uitați-vă ce spune, ce face Dumnezeu dacă eu mă pocăiesc, cred și mă botez. Astea trei sunt ale mele. Deja nașterea din nou nu mai este a mea. Eu nu pot să mă nasc din nou, cum nu se poate naște un bebeluș singur, oameni buni. Nașterea din nou este actul pe care îl face Dumnezeu în dreptul unuia care se pocăiește, crede și se botează. Uitați-vă ce spune aici. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur. Și aici iară se ridica o întrebare odată într-o biserică. Zice unul, băi fraților, zice, eu m-aș pocăi, mă, și m-aș boteza. Dar zice, eu nu simt niciun păcat. Și atunci a replicat un bătrân și a zis, normal, dacă te duci la un mort și pui un sac de 300 de chile pe piept, ăla nu-l simte, mă, că l-ai mort, mă, mortul nu mai simte nimic. Așa nu simt nici tu păcatele pe care le ai. Dar ia pocăiește-te, ia regretă înaintea lui Dumnezeu, ia recunoaște-ți toate păcatele și vezi cum vine Duhul Sfânt și activează conștiința în tine care este moartă și începi să-ți vezi nu numai păcatele mari, că și pe alea mici, cum spunea un autor creștin, când vine Dumnezeu în viața noastră, mai întâi aduce lopata și apoi aduce mătura, da? Așa îi. Mai întâi dai afară păcatele grosolane, Doamne, am făcut cutare, am curvit, am făcut nu știu ce, lucruri grele. După aia vine Domnul cu mătura, zice, noi am măturile și pe celelalte, că o să vă citesc imediat, da, hai să citim, că e foarte important. Uitați-vă lopata în 3:5, omoriți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care e închinare la idol. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați odinioară când trăiați în aceste păcate. Ia omule cu lopata, dă-le afară că ți-o dă Dumnezeu și te ajută Dumnezeu să scapi de ele. Dar fii atent că vine și cu măturicea, versetul 8. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. Mânie, te mai mâni așa pe nevastă și nu mai poți ierta și stai o noapte și dormi și nu împlinești Biblia care zice să n-apună soarele peste mânia ta. La Dumnezeu a funcționat versetul ăsta. Dumnezeu a venit în răcoarea serii să se împace cu Adam, nu a vrut să treacă o noapte, dar tu lași să treacă o noapte, te enervezi, stai 3 zile închis în cameră, ce e asta? Uitați-vă, lăsați-vă de toate aceste lucruri, dă-o afară, mânie, vrăjmășie, răutate, clevetire, vorbe rușinoase, nu vă mințiți, asta deja e gravă minciuna. Vedeți, sunt lucruri care noi trebuie să le dăm afară și vine Domnul și zice pocăință, credință și nu neapărat botează-te. Dar ce se întâmplă, Doamne, cum faci tu lucrarea asta? Uitați-vă. Uitați-vă că aici spune deja nașterea din nou, cum ne aduce Hristos la viață pe noi. Cum ne aduce la viață? Că noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre, spune versetul 13. Versetul 14. A șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Și imaginea asta o preia Pavel din vremea lui, pentru că atunci când cineva avea o datorie, de exemplu, luai un împrumut, omul imediat îți făcea un zapis. În ziua cu tare, la ora cu tare, cu martorii cu tare, eu i-am dat la omul ăsta o sumă de bani. Omul ăsta trebuie să-mi dea suma de bani în data cu tare. Dacă tu reușeai să-ți achizi datoria în data cu tare, atunci cel care a făcut zapisul sau actul acela de împrumut, lua actul și ori îl rupea, ori era o altă procedură, îl luai chiar tu și îl pironeai afară pe ușorii porții. Și oricine trecea, ăsta nu mai are datoria, ăsta nu mai are datoria, e pironit aici. Așa s-a întâmplat cu noi, oameni buni. Diavolul se duce pârâșul, cum scrie în Apocalipsa, se duce înaintea lui Dumnezeu, împotrivitorul, satana, și duce lista. Uită-te în data cu tare, lora cu tare, s-a uitat după o femeie și a poftit-o, e vinovat de curvie, pedepsește-l, aruncă-l în iad, Doamne! Uite, în data cu tare a tras un fum de țigară, stai dependent, Doamne, pedepsește-l, aruncă-l în iad. Și îți face, uite, așa o listă. Și vine Hristos, se uită să vadă dacă cumva te-ai pocăit, dacă ai avut înodăiță și lacrimi de pocăință, dacă ai regretat, dacă ai renunțat. Și zice, știi ceva, diavole?
Această acuzație pe care tu ai adus-o contra lui Vasile, a lui Susana, a lui Cutare, eu o iau și o pironesc, uite, pe crucea mea. În rănile mele aici, o pun, o pironesc, s-o terminat. Datoria este plătită. Omul acesta va fi născut din nou, va fi înviat la o viață nouă. Și așa se întâmplă ce spune aici, da? A șters apisul, dar știți ce se întâmplă? Că după ce mi-a iertat Dumnezeu mie păcatele, după ce m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, a venit un gând și a zis, auzi, știi că scrie în epistolă în Ioan, că cine e născut din Dumnezeu nu mai poate păcătui. Încearcă să păcătuiești, mă, vezi dacă e adevărat sau nu, că tu ești născut din nou. Și am încercat să păcătuiesc și am căzut în păcat. Ei, a venit diavolul, ești lepădat, Hristos răstignit a doua oară, ia, du-te, mănâncă, du-te, ia-ți viața. Așa am pățit-o eu. Și am avut o luptă grozavă, grozavă, până să ajung la versetul care spune copilașilor, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este prețul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea mea, a ta, a lumii întregi. Lăudat să fie Domnul! S-a împlinit în dreptul meu și m-am bucurat și m-am agățat de făgăduința aceasta. Dar vedeți mincinosul ăsta de diavolul, că a venit Domnul și aici în Coloseni, în capitolul 2, continuă. Zapisul ți l-am șters, zice Domnul, păcatele tale șterse, dar fii atent, versetul 15, a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de o cară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Măi, tu nu-i mai datorezi nimic firii pământești, tu nu mai trebuie să-i spui Duhului de curvie care vine din nou să te acapareze, nu mai trebuie să-i spui da, mă, că tu ești a lui Hristos. Tu ești un răscumpărat al lui Dumnezeu. Spunea un frate că s-a dus pe tren și a intrat într-un compartiment și a pus geamantanul sus și oamenii jucau cărți. Dar l-a întrebat, zice, domnule, tu știi să joci cărți? Ce știu? Ok, foarte bine. Hai că mai avem nevoie de încă unul. Că nu e echipa completă, mă. Hai și ajută-ne. Joacă și tu cu noi. Zice, îmi pare rău, domnilor, eu nu mai am mâini. Cum nu mai ai mâini, măi? Geamantanul cu ce ți l-ai pus sus, nu cu mâinile? Mâinile mele sunt a lui Hristos de astăzi. Hristos m-a născut din nou, el a biruit domniile și stăpânirile, Duhul ăla rău care mă ducea să mă joc, nu, astăzi o grămadă de oameni și aruncă bani după bani. Am întâlnit în străinătate pe unul care s-a dus într-o noapte și a dat peste 100 de mii de dolari la jocuri. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Și oamenii zrobiți. Și vine Domnul și zice, măi, domniile și stăpânirile sunt făcute de o cară. Diavolul nu mai este leu. Diavolul este un leu cu falca ruptă. Diavolul este un câine bătut. Diavolul trebuie să plece din fața ta. Chiar dacă răgnește, că i-a rămas răgnetul și răgnește ca un leu, el nu mai are putere asupra ta. Tu ai trecut în custodia lui Dumnezeu. Tu ești copilul lui Dumnezeu. Așa de tare mă supăr când mai aud pe câte cineva, zice, vai, ce o să-mi facă diavolul? Măi, dar tu acu' ești, măi, ești a diavolului. Diavolul a murit pentru tine. În numele diavolului te-ai botezat. Doamne, ferește-ne de așa ceva. Noi ne-am botezat în numele lui Iisus, a Tatălui, a Fiului, a Duhului Sfânt. Noi credem în puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu e Tatăl nostru. Hristos e Mântuitorul nostru. Duhul Sfânt e Sfințitorul nostru. Lăudat să fie Domnul! Nu mai datorăm nimic diavolului, nici firii noastre pământești. Și atunci vine Domnul și uitați-vă în capitolul 3, versetul 1. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, mă, dați dovadă, mă, umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, nu mai umblați după lucrurile lumii. Voi ați murit, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Deci vedeți, oameni buni, sunt cele patru uși spirituale, pocăință cu credință, da? Apoi semnul exterior și anume botezul și apoi Dumnezeu vine și face nașterea din nou. Cum o face? Nu mă întrebați, că Dumnezeu o știe. Ne explică Domnul în Ioan, în capitolul 3, că omul se naște din apă și din Duh. Și nu e vorba de apa aceasta. E vorba de spălarea nașterii din nou, de apa cuvântului. E ceva spiritual.
Și Duhul iar e ceva spiritual și vin și mă înnoiesc, mă nasc din nou. Cum o face Dumnezeu? Nu știu, cum spune un vers, dar e minunat. E minunat, încep să înțeleg lucrurile altfel. Mi-a povestit un frate de 80 și ceva de ani, zice, frate, hai să-ți povestesc mântuirea mea, cum a făcut-o Dumnezeu într-o clipială. M-am dus la biserică, am venit acasă și am zis soției, femeie bună, trebuie să ne pocăim. Soția s-a supărat, n-a vrut să asculte, dar s-a întâmplat un lucru uluitor. Pe moment am luat Biblia, am început să citesc în limba slavonă cuvinte din Biblie și zice, am citit fără să le știu literele, dar mi-a dat Duhul Sfânt ce să citesc și am citit câteva versete. După ce am citit, am simțit că de sus a venit la mine o mână, inima mea, ca pe un comutator, a închis-o față de lume, față de jocurile din sat, față de paharul de băutură, față de prietenii răi, față de tot ce era rău și spurcat în viața mea. Și în același timp, inima mea a fost deschisă pentru stăruință după Duhul Sfânt, pentru întâlniri cu frații, pentru citirea Bibliei, pentru rugăciune. De atunci am fost un om schimbat, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt pe loc și pe soția mea o botezat-o la fel, acolo, pe loc, lângă mine. Am fost amândoi născuți din nou și botezați cu Duhul Sfânt. Oameni buni, asta numai Dumnezeu o poate face. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Și de aceea să nu confundăm noi marfa cu ambalajul și un semn exterior să-l confundăm cu o realitate interioară. Când eram la Câmpia Turzii, s-a botezat fratele Sașa, un om bătrân, și a venit așa de supărat la biserică următoarele zile și le zice păstorilor, fraților, eu am crezut că Dumnezeu îmi pocăiește limba. Zice, când mor scufunda frații în apă, zice, am căscat gura, mă, să mi se pocăiască limba. Zice, nu mi s-o pocăi, m-am dus acasă și m-am certat cu nevastă. Trebuie să explice oamenii că pocăința e interioară, credința e interioară, nașterea din nou o face Dumnezeu în interior și așa te ajută Dumnezeu să nu mai vorbești urât, să nu-ți mai placă lumea, când te naște din nou. Dar datoria trebuie să-ți o faci, botează-te, pentru că spune Biblia, cine se va boteza, cine va crede și se va boteza, va fi cum? Mântuit, dar cine nu va crede va fi cum? Osândit. Doamne, ferește-ne de osândă. Amin.